Amin. 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 Dacă zicem că n-avem păcat nici noi singuri și adevărul nu este în noi, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne cureze de orice nelegiuire. Să ne mărturisim păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru. A tot milostivului Dumnezeu, mărturisim înaintea Ta că suntem prin natura noastră păcătoși și murdari. Am păcătuit împotriva Ta cuvântul, cu bunul și cu fapta, prin ceea ce am făcut, dar și prin ceea ce am lăsat în nefăcut. Nu te-am iubit pe Tine cu toată inima noastră și nici nu ne-am iubit aproapele ca pe Noi înșine. Pe drept merităm pedeapsa Ta, atât în prezent, cât și pentru eternitate. De dragul Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ai milă, Dumnezeule, de noi, iartă-ne, reînnoiește-ne și călăuzește-ne, astfel încât să ne găsim plăcerea în voia Ta și să umblăm în calea Ta, pentru lumea de Hristos. Amin. Atot puternicul Dumnezeu, mila Sa l-a dat pe Fiul Său să moară pentru voi. Și de dragul Lui Dumnezeu vă iată toate păcatele voastre. Tuturor acelor care cred în Iisus Hristos, El a dat puterea să devină copii ai Lui Dumnezeu și le-a dat Duhul Sfânt. În urma mărturisirii voastre și a pocăinței, eu ca un slujitor de plin, dar chemat și iubit din autoritatea Lui Iisus Hristos, vă iert toate păcatele voastre care Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Amin. 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 Doamne, în Tine mă cred, să nu fiu dat de rușine niciodată, izbăvește-mă în legatea Ta. În mâine tare cu credințe Duhul, Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeu, de adevărat. Ai mâine de mine, Doamne, căci sunt în strântoare, fața, sufletul și Duhul mi s-au dobit, se întristare. Ai milă, Doamne!
Mâna mea, în vas, și brațul meu,
A doua lectură este din Cartea Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sănătoare sau un chimbar zâmbânitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea din cucrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este de săvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în clip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii de Dumnezeu, după bunătatea ta și față Domnului tale, eu sunt omul tău, răpiște-te ca să puteți învățături tale. Aleluia! Aleluia! Este din Evanghelia Sfântului Luca, de la capitolul numărul 18. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini, că îl va fi dat în mâna oameni neamurilor, îl vor batjocuri, vor opărâi și îl vor scuipa. După ce îl vor bate cu luierele, îl vor obori, dar a treia zi îl va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Pe cât se apropia Iisus de Ierihon, un mor ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecut, a întrebat: ce este? I-au spus: trece Iisus din Nazaret. Iar el striga: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Cei ce mergeau înaintea lui cereau stat. Dar el zipa și mai tare: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat, l-a întrebat: ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Iisus i-a zis: capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât omul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus slăvit pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a lăudat pe Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă lui Iisus Hristos!
să rostim împreună crezul bisericii noastre, crezul de la Nicea. Crezi într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut din al nu creat, de o ființă curată, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut omul. S-a găsit pe noi și omul Pilat, s-a plătinit și s-a întrupat, a înviat la Dumnezeu și s-a făcut și s-a subit la cer și are de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți. A cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și ce Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul cu cele, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și cu Domnul, care a împreit prin proroști. Și în azi, Sfânt, a tot cuprinzătoare și apostolică biserică, mă mărturisesc un botez cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața mea cu ce va veni. Amin. În care debutează noul sezon numit Postul
mare. Predica pentru această duminică, duminica quinquagesima, este fundamentată pe lectura pe care am avut-o din Sfânta Evanghelie, în această liturghie, mai precis din Evanghelia Sfântului Luca, de la capitolul numărul 18, versetele de la 31 și până la 43. Dragii mei, în pericopa din această duminică, cel puțin aparent, avem de-a face cu două relatări care par să fie complet rupte una de cealaltă. Singurul lucru care pare că îl au în comun cele două relatări este faptul că, din punct de vedere istoric, ambele s-au petrecut în timp ce Domnul nostru călătorește din Galileea spre Ierusalim, acolo unde Domnul ne spune că se vor împlini toate cele scrise prin profeții despre Fiul Omului. Privind cu mai multă atenție, cele două părți ale acestei pericope mai au un lucru important în comun. Personajele implicate în ambele situații sunt niște ori. În prima parte a pericopei, cei orbi sunt chiar ucenicii Domnului Iisus Hristos, despre care pericopa ne spune astfel. Ei nu pricepeau nimic din acestea, căci acest cuvânt era ascuns pentru ei și nu înțelegeau cele spuse. În partea a doua a pericopei, avem de-a face cu un alt personaj pe care Evanghelia ne descrie în felul următor. Un orb stătea lângă drum cerșind. Așadar, dragii mei, putem să spunem faptul că în calendarul bisericii noastre, în fiecare an, duminica quinquagesima este o veritabilă duminică a omului. Pericopa din această duminică ne relatează așadar două evenimente foarte apropiate una de alta din punct de vedere al timpului. Ambele se petrec în timpul călătoriei pe care Domnul Iisus Hristos o face din Galileea la Ierusalim. Nu avem de-a face, dragii mei, cu o călătorie obișnuită, ci este o călătorie cu totul și cu totul aparte. Este o călătorie de altfel unică, cu o însemnătate enorm de mare pentru mântuirea noastră. Este foarte interesant, de exemplu, dacă ne vom uita mai atent la Evanghelia Sfântului Luca, să vedem faptul că ea este împărțită în două mari părți. Prima parte, care este de la capitolul 1 și până la capitolul 9, ne găsim relatat acolo aproximativ 30 de ani, de fapt 32 de ani și jumătate din viața Domnului nostru Iisus Hristos. Este relatată nașterea lui, conjunctura nașterii și apoi următorii 32 de ani din viață. De la finalul capitolului numărul 9 și până la finalul Evangheliei, adică la capitolul 24, citim în detaliu evenimente care au marcat ultima jumătate de an din viața Domnului nostru Iisus Hristos, perioadă care corespunde în mod exact cu această călătorie pe care Domnul nostru Iisus Hristos o face din Galileea la Ierusalim. Debutul acestei călătorii ne este redat prin cuvintele pe care le găsim la capitolul 9 de Evanghelia Sfântului Luca, la versetul 51, acolo unde Sfântul Evanghelist spune așa: când s-au împlinit zilele înălțării sale, s-a îndreptat cu hotărâre spre a merge la Ierusalim. Călătorind spre Ierusalim, în pericopa din această duminică, citim faptul că Domnul Iisus Hristos ajunge în apropierea localității Ierihon. Am putea să admitem faptul că întreaga pericopă relatează evenimente care se petrec într-un orășel aflat la aproximativ 25 de kilometri nord de orașul Ierusalim. Această călătorie spre Ierusalim nu este parcursă de către Domnul nostru Iisus Hristos ca și când El nu ar fi avut niciun fel de idee de ceea ce avea să se întâmple atunci când va ajunge la capătul drumului
adică în Ierusalim. Este, de altfel, o călătorie care durează nejustificat de mult. Este o călătorie de aproximativ 140 de kilometri, iar în mod normal, o astfel de distanță ar fi fost parcursă în cel mult o săptămână. Dar drumul acesta pentru Hristos este un drum care duce la moarte, iar Hristos este, așa cum citim în Ioan capitolul 1, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Domnul nostru Iisus Hristos străbate acest drum împovărat de păcatele noastre, după cum ne spune Sfântul Profet Isaia, în Isaia 53, El a purtat suferințele noastre și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Apropiindu-se de Ierusalim, Domnul Iisus Hristos își dorește să îi încredințeze pe ucenicii Săi cu privire la ceea ce avea să se întâmple la finalul acestei călătorii. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu cel atotputernic și Dumnezeu cel atotștiutor. Așa că El cunoștea foarte bine atât ceea ce avea să se petreacă odată ajuns în Ierusalim, dar la fel de bine știa și ceea ce se afla în mintea ucenicilor Săi. De altfel, acești ucenici se așteptau ca atunci când Domnul Iisus Hristos va ajunge în Ierusalim, El să fie primit cu brațele deschise de către mai mari poporului și să fie recunoscut și încoronat ca împărat al Israelului. Planul lui Dumnezeu era cu totul diferit. Planul lui Dumnezeu îl purta pe Iisus Hristos la Ierusalim cu un alt scop. Iar exact acel scop îl dezvăluie Domnul ucenicilor Săi pe pericopa noastră, unde citim astfel: Iată, urcăm la Ierusalim și se vor împlini toate cele scrise prin profet despre Fiul Omului, căci va fi dat de mâna păgânilor, va fi bagiocorit, insultat și zguipat. Și după ce vor biciui, îl vor ucide, dar în ziua a treia va învia. În aceste cuvinte, Domnul Iisus Hristos arată faptul că mântuirea va fi câștigată prin El. Mai mult, Domnul Iisus Hristos arată faptul că taina acestei mântuiri a omului a fost deja dezvăluită de către Dumnezeu prin Sfinții Săi profeți. Cu toate aceste trimite la scrierile Vechiului Testament, ucenicii păreau să fie complet orbi cu privire la acest mesaj al Domnului nostru Iisus Hristos. După cum ne spune Sfântul Evanghelist Luca, acest cuvânt era ascuns pentru ei și ei nu înțelegeau ce le spuse. Ceea ce spune însă Sfântul Evanghelist Luca este deosebit de interesant, deoarece ne vorbește despre faptul că această orbire spirituală în care se aflau ucenicii era una intenționată de către Dumnezeu. Lucrurile se rezumă la această concluzie pentru că nu avem niciun fel de alt detaliu. Nu ni se explică motivul pentru care aceste cuvinte ale Domnului nostru Iisus Hristos erau ascunse pentru ucenici, dar ceea ce pare a fi evident este că era intenția lui Dumnezeu ca ei să nu înțeleagă cele spuse de către Domnul Iisus Hristos. O altă obiecție serioasă care se ridică la acest capitol este următoarea. Ce motiv trebuie să fie avut Domnul Iisus Hristos să le ofere ucenicilor Săi o astfel de informație cu privire la ceea ce urma să se întâmple la Ierusalim, dacă El, ca Dumnezeu atotștiutor, știa foarte bine faptul că aceștia oricum nu vor înțelege ceea ce El le va spune? Dragii mei, răspunsul nu este unul simplu, dar cred că se află într-un alt eveniment relatat de către Sfântul Apostol Matei, la capitolul numărul 16, acolo unde citim astfel: De atunci a început Iisus să le arate discipolilor Săi că trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor
a alții evreilor și a culturalilor să fie ucise, iar a treia zi să învie. Atunci Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe spunând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, asta nu ți se va întâmpla niciodată. Așadar, Domnul Iisus Hristos știa foarte clar faptul că ucenicii săi aveau o imagine eronată despre tot ceea ce avea să se întâmple la Ierusalim. Neînțelegând care este planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omului, în și prin Iisus Hristos, ucenicii ar fi depus efortul să împiedice pe Mântuitorul nostru să meargă la Ierusalim. Chiar dacă acum aceste cuvinte ale Domnului nostru Iisus Hristos erau ascunse pentru înțelegerea ucenicilor, ele erau importante, deoarece aceștia din urmă, ucenicii, după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, cu ajutorul Duhului Sfânt, aveau să își amintească de ele și să le înțeleagă la adevărata lor însemnătate. Astfel, privind toată experiența lor spirituală trăită cu Domnul Iisus Hristos în prisma învierii, sau hai să spunem așa, prin ochelarii învierii, ucenicii vor avea un tablou complet al mântuirii pe care Dumnezeu a lucrat-o în și prin Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos. Dar până atunci, ucenicii aveau să rămână niște ochi spirituali, adică să vadă doar în parte, așa cum spunea Sfântul Apostol Paul în epistola sa către Corinteni la capitolul 13, pe care am citit-o de asemenea în cadrul acestei liturghii. Așadar, ucenicii, deși vedeau cu ochii trupești, nu reușeau să distingă nimic cu ochii spirituali. Și putem să spunem că ei sufereau astfel de o dizabilitate spirituală. În partea a doua a pericopei, Sfântul Evanghelist Luca ne relatează minunea vindecării unui om. De data aceasta, avem de-a face cu un om din punct de vedere fizic, un om cu o dizabilitate fizică. Din pricina acestei dizabilități, omul acesta nu putea să perceapă lumea care îl conjuga în mod complet. Cu toate acestea, omul acesta, om, a fost capabil să perceapă ceea ce ucenicii Domnului nu au putut să perceapă, deși aceștia aveau ochii biologici complet sănătoși. Modul în care acest om reacționează atunci când află că Iisus trece prin apropiere, demonstrează faptul că el cunoștea cine este cu adevărat acest om care călătorea din Galileea la Ierusalim. Această concluzie reiese din cuvintele cu care acest om se adresează Domnului nostru Iisus Hristos. Mai precis, cuvintele care spun: Fiul lui David, îndură-te de mine. Cuvintele acestea nu trebuie tratate cu superficialitate, deoarece ele sunt o veritabilă mărturisire de credință. Și de aceea vreau să ne uităm un pic mai atent la el. Nu cu mult timp în urmă, nu cu mult timp în urma momentului pe care Evanghelia noastră ne relatează, după minunea hrănirii unei mari mulțimi de oameni, Domnul nostru Iisus Hristos îi întreabă pe ucenicii săi astfel. Citim în Matei, capitolul 16. Cine spun oamenii că este Fiul omului? Răspunsul dat de către Sfântul Apostol Petru este un răspuns dat în numele tuturor ucenicilor și este un răspuns pe care Biserica noastră îl consideră ca fiind prima mărturisire de credință a Bisericii lui Hristos. Sfântul Apostol Paul, Sfântul Apostol Petru răspunde astfel: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Dragii, aș vrea să știți că aceste cuvinte pe care orbul din Ierico le spune, anume Fiul lui David, îndură-te de mine, nu sunt altceva decât aceeași mărturisire de credință, însă el folosește alte cuvinte. O să vă explic de ce. Scrierile Vechiului Testament, la care însuși Domnul Iisus Hristos făcea trimitere, spuneau faptul că Mesia avea să fie un urmaș al Sfântului Împărat, dar fiind din linia regală a Israelului, Mesia avea să restaureze tronul lui Israel. De aceea, numindu-l pe Iisus
fiul lui David, acest om mărturisea faptul că Iisus din Nazaret este moștenitorul de drept al tronului lui David, despre care vorbeau profețiile Vechiului Testament. Cu alte cuvinte, orbul acesta mărturisea faptul că Iisus din Nazaret este cu adevărat Mesia. Mai mult, adresându-se lui Iisus cu cuvintele „Îndură-te de mine”, acest om admitea faptul că Iisus din Nazaret avea toată puterea să facă ceea ce numai Dumnezeu putea să facă. Credința generală în Israel, dragii mei, cu privire la vindecarea unui om, era că numai Dumnezeu putea să facă așa ceva, după cum citim, de exemplu, în Ioan, la capitolul 9, după ce Domnul Iisus Hristos a vindecat alt om, lumea vorbea în felul următor. De când e lumea, nu s-a auzit ca cineva să fi deschis ochii unui om din naștere. Iar omul nostru știa foarte bine toate aceste lucruri. Dar el mai știa ceva foarte important. Știa și credea profeția Sfântului Isaia, care spunea și care spune în Isaia, capitolul 29, astfel: în ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărții, iar ochii orbilor vor vedea din beznă și întuneric. De asemenea, el auzea deja despre ceea ce acest Iisus din Nazaret făcea. Mai precis, citim Matei, capitolul 11, orbii văd și chiopii umblă, leproșii sunt curățați și surzii aud, morții învie, iar săracilor li se aduce vestea cea bună. Orbul acesta știa și credea din tot sufletul lui că acest Iisus, care trece prin dreptul Ierihonului, este Mesia cel promis de Dumnezeu. De aceea, dragii mei, cuvintele care spun „Fiul lui David, îndură-te de mine”, sunt, mărturisesc exact același lucru pe care Sfântul Apostol Petru l-a mărturisit prin cuvintele „Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu”. Cuvintele orbului nu sunt o simplă implorare a milei, ci sunt o veritabilă mărturisire a credinței. De aceea răspunsul Domnului nostru Iisus Hristos este pentru acest orb următorul: credința ta te-a mântuit. Această credință minunată nu este însă rezultatul efortului uman, ci este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în inima omului prin Evanghelie și prin sacramente. Vă rog să vă aduceți aminte de cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos îi le spunea Sfântului Apostol Petru, după ce acesta a făcut mărturisirea despre credință despre care am vorbit. Spune Domnul Iisus Hristos acolo, în Matei, capitolul 16, astfel: nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în cer. Dragii mei, pericopa aceasta ne vorbește despre două categorii de ori: ori spiritual și ori fizic. Ceea ce au în comun cele două tipuri de ori este că vindecarea lor nu poate să fie lucrată decât de Dumnezeu. Din păcate, astăzi, enorm de mulți dintre cei care se numesc creștini sunt în realitate orbi spirituali. Doar cuvântul Evangheliei ne poate face să depășim această stare de orbire spirituală. Cât timp credința noastră va fi fundamentată pe altceva decât Evanghelia lui Hristos, orbirea noastră spirituală va persista, iar ceea ce noi vom trăi va fi doar un cirur de nefericiri și de superstiții. Omul nu poate să iasă singur din această orbire, fie că vorbim despre orbirea spirituală, fie că vorbim despre orbirea fizică. Doar Dumnezeu poate să facă această intervenție miraculoasă. Doar Duhul Sfânt poate să nască adevărata credință în om, iar Sfântul Apostol Paul spune în Roman, capitolul 10, credința vine din predicare, iar predicarea din cuvântul lui Hristos. Dragii mei, ce învățăm noi din această pericopă? Învățăm în primul rând faptul că suntem credincioși datorită lui Dumnezeu și nu datorită meritelor noastre. Apoi, sănătatea Sfântului nostru este tot darul lui Dumnezeu și nu este meritul nostru. Tot ceea ce avem, atât cât avem, este darul lui Dumnezeu. O a doua lecție pe care o învățăm este lecția mulțumirii pe care i-o datorăm mereu lui Dumnezeu. Sfântul Evanghelist Luca ne spune faptul
că după ce a fost vindecat în firea lui, acest om din Ierihon l-a urmat glorificându-l pe Dumnezeu. Vindecându-ne de odirea noastră, Dumnezeu schimbă viața. Ne face să nu ne mai găsim plăcerea în trăirea în păcat. Ne face să nu mai fim egoiști, să ne iubim aproapele, să-L iertăm, să-L ajutăm. Ne face conștienți că tot ce avem este doar din mila lui Dumnezeu. Acest lucru ne face să iubim pe Dumnezeu și să-I fim recunoscători. Acest lucru, dragii mei, s-a întâmplat și cu omul din Ierihon și mai apoi cu ucenicii Domnului. Ei au mers după Iisus și l-au glorificat pe Dumnezeu, mulțumindu-I necontenit. Aceasta, de altfel, este calea creștinismului adevărat. Pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepe să fie cu voi toți în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Amin. Pentru elevi, pentru cei care ne asigură pacea și liniștea în poliție,
un pied animal pentru toți românii care depun eforturi pentru această țară. Doamne, în mila ta, ca asemenea, îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, și pentru toți aceia dragi nouă care sunt acum la masa Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți Sfinții, din toate timpurile și din toate locurile. Te rugăm, Doamne, să ne dai putere să învățăm de la credința lor, iar atunci, când timpul nostru va sosi, să ne alăturăm și noi lor în împărăția ta, care nu are niciodată spășii. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Tău și Mântuitorul nostru, care domnește împreună cu tine și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, acum și în curte și în veci vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi și cu tău. Înălțați-vă inimile la Domnul. La Domnul ne-amen. Să lăudăm pe Domnul Dumnezeul nostru. Este drept să uităm slavă. Adevărat plăimii și Mântuitorul tu este. Să-ți aduce a luat-o cu mine după ce a mulțumit
faceți aceasta spre amintirea mea. Tot astfel, după cină, a luat potirul și oferindu-l ucenicilor săi, era zis: Beți toți din el, acest pahar este legământul cel nou în sinele meu, care se varsă pentru voi spre care a păcat rău. Să faceți aceasta spre amintirea mea, ori de ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și veți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului nostru Iisus Hristos până va veni El. Amin. Vino, Doamne Iisuse Hristoase. Domnul nostru Iisus Hristos, sigur Fiul al lui Dumnezeu, prin faptul că ne oferi să mâncăm, să bem Duhul și sângele Tău, Tu ne conduci să ne amintim, să mă trăiți în Sfintele Patru și Sfânta Catoce, binecuvântată ta moarte, odihna ta mânt, învierea ta dintre cei morți, ridicarea ta la ceruri și revenirea ta, pentru judecata din zilele de pe urmă, adu-ți aminte de noi în împărăția ta și în fațele să ne rugăm din astfel. Tatăl nostru, care ești în cer, binecuvântat să fie numele tău, binecuvântat să fie ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, care toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne conduce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău, că a ta este împărăția și puterea, amărul și bucuria și vecii vecilor. Amin. Pacea lui Dumnezeu să fie mereu cu voi. Oh,
mulțumim, Doamne, Dumnezeu de puternic, că ne-ai întărit în aceste daruri spirituale și te rugăm cu inima ta ca prin aceste daruri credința noastră în tine să se întărească, precum și via noastră în față de semnii noștri. Te rugăm cu Domnul nostru, Iisus Hristos, Fiul tău, care împreună cu tine și cu Duhul Sfânt viețuiești și domnești, acum și cu noi și în vecii. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Slavă ție, Doamne. Domnul să vă binecuvânteze, să vă întărească. Domnul să facă, să lumineze fața Lui peste voi, să se ducă de voi. Domnul să fie cu voi, să vă dea pacea Lui. Amin.